omletă bucovineană. Bună, sunt Ati. Sunt în bucătăria Micilor Vedete. Astăzi vă voi prepara o omletă bucovineană. Avem nevoie de ouă, nu oricare, de la familia Tonelli, ceapă, mamă să vezi ce o să plâng, castraveți, roșii, telemea de vacă, ardei și cam atât. Hai să vă arăt cum prepar eu. Mai întâi iau ouăle și pun 3-4. Iar acum le voi amesteca cu o furculiță. După ce am amestecat, o punem într-o parte. Luăm castravetele, tăiem cât vrem noi din el, punem la loc, îl tăiem pe jumătate și tăiem în bucățele. Și punem într-o parte. Acum luăm ardeiul gras. O jumătate o lăsăm aici și una o tăiem. O să iau o bucățică de ardei gras. E foarte bun. Bun, acum vom lua roșii. Voi lua 4. Normal că o să iasă zeamă, niciodată nu mai ieși să tai calina. Punem într-o parte roșiile și tăiem din telemea de vacă. Luăm o bucățică. Nu trebuie foarte mărunt. Iar acum le vom pune în tigaie. Lăsăm tocătorul jos și amestecăm. Le lăsăm să se călească și după care punem compoziția. Amestecăm. O mai lăsăm un pic și după aia o punem în farfurie. Gata, aceasta este omleta mea cu ouăle de la familia Tonelli. Lăsați un coment dacă v-a plăcut. Pa, pa!